Bună ziua, fraților, și bine m-am regăsit astăzi la un alt episod. E nebunie, mă gândeam la cererea voastră să vorbesc mai mult și despre partea de sănătate. Este momentul să faci o schimbare. Toate consiliile pe care vi le dau sunt din propria mea experiență. Nu am consultat vreun medic sau un nutriționist, deci dacă credeți că aveți nevoie sau aveți o problemă de sănătate, să știți că videourile acestea despre sănătate sunt doar experiențele mele proprii și nu le luați ca atare. Întotdeauna, orice idee luați din video, să știți, consultați un medic sau faceți și voi o cercetare mai adâncită ca să vedeți, s-ar putea să aveți o altă problemă. Dar câte un lucru important vă pot spune și eu din experiența noastră, pentru că în ultimii 6 ani chiar am trecut prin multe. Mă gândeam la cererea voastră să vorbesc mai mult și despre partea de sănătate, pentru că mulți m-au întrebat: Aurel, cum ai ajuns de la 97 de kilograme la 81 de kilograme? Și aici eu am făcut mai multe lucruri în care am încercat să reduc caloriile. Și primul lucru care l-am făcut în reducerea acestor calorii a fost să renunț la berea zilnică, pentru că în fiecare zi beam câte una, două beri, că îmi plicau bine, dar după ce am aflat că sunt 300 de calorii, 200-300 de calorii într-o bere, am zis gata, berea o lăsăm pe altă dată. Și am ținut-o așa în luna ianuarie, dacă sunteți interesați, vă uitați aici la luna ianuarie de detox. Atunci am încercat să reducem toate caloriile și pe lângă acest lucru am încercat să mă țin de un țel de 10.000 de pași zilnici. Și asta vreau să vă zic sincer, nu mi-e să fiecare zi, pentru că da, viața se întâmplă și câteodată avem alte lucruri mai importante decât sănătatea noastră, dar zic că n-ar trebui să fie alte lucruri și încerc și eu din răzputeri să mă țin de cei 10.000 de pași, să mergem la plimbare, să facem mișcare, dar nu întotdeauna ne iese. Și pentru asta am zis că vă las aceste două consilii care sigur vă aduc o sănătate a corpului mai bună, sigur vă aduc o creștere a colesterolului și un punct important care este, nu uitați să beți câte un pahar de vin roșu, pentru că după studiile făcute se zice că un pahar de vin roșu la o zi, două, face bine la creșterea colesterolului, face bine la sănătate, face bine la sânge, are cel mai mare eficient antioxidant care împreună cu alți componenți reduce efectul de îmbătrânire. Și aici sunt multe studii că în vinul roșu se găsește resveratrolul, care sunt și suplimente alimentare, deci dacă vă interesează să vă uitați mai multe sau chiar o să fac și eu un video, pentru că chiar mă gândesc să vă spun și despre suplimente alimentare care le luăm noi acum, momentan, cu Stella, pentru a avea o sănătate mai bună. Și asta fiind spuse, fraților, toate cele bune, vă mulțumesc, o zi bună în continuare, pa, pa!